Salutare și bine v-am găsit, oameni buni, la un nou clip. Astăzi facem un clip mișto. Vă arătăm cum se decuplează. Primul lucru pe care îl fac eu, ridic aerul. Am ridicat aerul, după care mi-am mânușile. Și acum scoate cablurile și să nu ne audă dușmani. La Scania, partea asta de aici se trage. La Actros se împinge. Am lăsat puțin camionul spre dreapta ca să am mai mult loc aici să pot să scot cablurile. Dacă ești puțin mai mare, mai voluminos, mai mușchilos, trebuie să lași puțin camionul cotit pe dreapta, că altfel nu mai e loc aici să intri. Bun. Începem cu furtunul de aer. Super mișto. Pe care le prindem aici, da? Cablurile. Cablurile le băgăm aici la locul lor, nu le lăsăm așa peste tot, că le rupem. Bun, tot ok. I-am tras aerul, s-a înfrânat remorca, i-am tăiat aerul. Trecem la următoarea operațiune. Lăsăm picioarele. Lăsăm siguranța, tragem tare cu ei și noi. Gata. Și am terminat. Mutăm camionul și gata. Am așa mutată. Dar nu avem aer, trebuie să facem puțin aer. Bun. Deci, tragem frâna de mână, coborâm, ridicăm maxim, tragem cablurile, picioarele, cuiu, dai o tură prin spatele remorcii, ai tras frâna de mână, l-ai scos, dau în față așa vreo 10-15-20 de centimetri, după care las aerul la nivel. Și cam atât. Gata. Și atunci am tratat, lasă nivelul, pac. Trebuie să așteptăm până se livreze puțin aerul. Gata. Am dat în față, frații mei. Și plecăm ca niște lei. Bam! Frâna de mână, cât de picior nu avem voie. Și asta este. Cam atât pentru astăzi. Ne vedem data viitoare. Și am terminat. Bun, dacă pleci mai departe, întotdeauna să nu uiți treaba asta. Să pui aripile stânga-dreapta, întotdeauna să nu uiți treaba asta. De ce? Pentru că o să sară tot noroiul pe tot camion. Iar cablurile, întotdeauna le pun la locul lor. Că dacă nu, ai ocazia să le frângi, să le rupi. Cam atât. Pare simplu, pare ușor. Dar nu e chiar așa cum pare. Trebuie să fii foarte atent întotdeauna, să nu te grăbești. Faci liniște și cam atât. Când vrei să cuplezi, dai înapoi. Când ai ajuns la colțul remorcii, să fie undeva pe aici, pe la rezervor, ridici mașina sus, camionul, nu foarte sus, să ridici cu remorca cu tot. Până atinge remorca. Tai frumos în spate. Verifici înainte cuiul să fie tras. Ai dat frumos în spate. Pac, s-a închis. Mai dai o dată spate, față, s-a închis. Ok. Cobori, ai băgat cablurile, picioarele. Dacă nu merg, poți să mai ridici puțin aerul să meargă mai ușor, picioarele.
Vin apoi, în spate, frâna de mână, ai slăbit-o, ai reglat aerul și ai plecat. Și bineînțeles îi mulțumesc lui Alex pentru filmare. Nou meu, camera mare. Cu drag, cu drag. Prietenul nostru, prietenul lui Piticu de la Amărești, de la Regensburg. Săptămâna asta e aici la noi și el acum lucrează cu noi. Oricum te-a filmat și el cu mine, cu mașina.